Dacă iubiți ciocolata, fugiți neapărat la Paris, unde cei mai buni ciocolatieri din lume se întrec la cele mai dulci mondiale. Timp de 5 zile, Parisul, capitala Franței, este raiul pofticioșilor. Din 28 octombrie până la 1 noiembrie 2015, mii de oameni sosesc la Paris pentru a prezenta, dar mai ales pentru a degusta cele mai apetisante creații realizate din ciocolată fină, praline sau marțipan, la cea de-a 21-a ediție a Salonului Mondial al Ciocolatei. Participă 220 de ciocolatieri din toată lumea, care vor avea standuri și expoziții de produse. Tot aici va avea loc finala World Chocolate Masters. Vor fi prezentări de modă cu subiect de ciocolată și lansări de carte, toate în cel mai pur stil parizian. Una din atracțiile salonului de ciocolată este și prezentarea de modă nonconformistă a creațiilor comestibile. Piesele vestimentare, unele extrem de sofisticate, sunt o încântare, nu numai pentru privire, ci și pentru papilele gustative ale vizitatorilor, scrie reporter NTV.